prietene de podul ridicat, trece un vapor pe acolo. Autostradă. Noi când treci un tren, păi, uite și la tren s-ar fi capot, e fii atent. Uite, partea asta e trenul. E pot și pentru tine, uite ala. Uite aici, după asta aici. Podul cu liniile pentru trene. Când trebuie, uite, a început să coboare podul. La noi când treci un tren, durează mai mult decât durează aici. Podul ăsta. Până trece vaporul, vaporul nu-i tren. Da, vă dați seama, durează până. Oricum să deschide mai devreme până, nu-i ca la tren, să frâneze trenul. E pe apă, el oprește mai dincolo, undeva, mai de la distanță. Și pe urmă, se lasă și ăla de linia de tren în jos. Depoa, dar un tren nu-i niciun tren care așteaptă, dar oricum. Au ce rapid să lasă mâncația și nu știu cât de repede s-o fi urcat în sus, dar eu ce rapid să lasă și de dai mai podul, vă dați seama ce cilindri are ăla acolo? Aude. Și hai să-l pun aici ca să... Dau un pic asta mai înapoi, e prea sus rezolut, așa. Nu mai... Așa, hai să mai dăm un pic. Atât, cam atât. Acum se vede de aici, dar nu se vede bordul. N-ar nimic, dar nu se vede oglinda. Hai să dăm de tot la minim. Și gata. Acum se vede tot și telefonul meu și bordul un pic. Avem 4 minute. Uneori pe România stă mai mult de 5 minute să treacă un tren. Cum vă spuneam, e vapor, nu e tren. El trebuie să oprească undeva mai la distanță, să fie podul ridicat, ormul pleacă. După ce a trecut, ați văzut ce rapid să coboară. Pe cât l-am lăudat, vă cât durează cam mult acolo până se așează, nu știu de ce. Se închide mai greu acum. Deci s-ar lăsa foarte repede, dar foarte greu să închide acolo. Ia să vă dau iar din nou, să vedeți. Așa să văd dacă pot el să vă arăt. Uite așa, vedeți, se vede acolo ridicat, totuși nu știu de ce se întâmplă acolo. Da, sunt înțepenit acolo, cred că mai trece vreun vapor, cumva. Și nu-l închide de tot. Mai lăsat o leacă ca atinge ăla acum. Dar nu văd ce s-a întâmplat. Sări vreo mașină și n-am văzut-o eu la trambulin acolo. Peste. Știți cum vine? Nu, deci nu coboară deloc, deci s-a blocat acolo de tot. Da, n-am ce să... În fine. Uite, mai e un pod dincolo. Dacă se vede, ia să-l văd. Ăla de acolo este iar un pod. Trebuie să coboare și ăla. Și nu știu dacă mai există un pod.
așa de repede și acolo când a ajuns la faza aia, foarte nașpa, foarte încet. De ce? Cred că s-a făcut o coadă 10 km, voi vă dați seama. Dar podul ăla de tren s-a închis de când rău. Au pus 50 aici. Păi de ce mi-ai pus, mă, 50 dacă trebuia să pui stop? Pentru că o viteză mai mică de 50 pe autostradă n-ai voie să circuli de aia. Astea-s limite, știi? Ca și la naționale, când pune minim 30, apoi minim 30, nimic mai mult. Da, dar mai are, mă, jumătate de metru, cam așa pare acolo, până se unește. Da, e dat la maxim, mai aproape de atât nu pot. Am aflat eu să ajung o schimbare și la șoferii de tir, să fie o îmbunătățire în munca asta de tirist. Căzut camera. Să fie o schimbare în munca asta de tirist și așa mai departe. Mă gândeam că numai credința în Dumnezeu, fraților, cuvântul lui Dumnezeu, ăla-i. Deci nu vă că la religioși, nu religioși, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu și atâta timp cât, și de ce vă zic asta? Pentru că eu șofer de tir și sunt convins că 100% din toți șoferii de tir, excepția la unii care s-au pocăit sau sunt pocăiți, dar care este pocăiți majoritatea, 90% din ce prostie am făcut eu fac și ăia. Și atâta timp cât noi nu o să ne îndreptăm viețile către Dumnezeu, să ne cerem iertare, să ne schimbăm viața, să ne schimbăm inimile noastre și să răstignim firea asta pământească și lumească, nu o să ne meargă mai bine ca șofer de tir în veci. Pentru că lucrăm fără Dumnezeu. Și atunci, acolo unde nu-i Dumnezeu, nu-i viață, cum se spune. Totul mort, nu merge bine, nu merge aia. Avem noi impresii, avem iluzii că ne merge bine, că vai de mine, sunt șofer de tir, am 2500 de euro pe lună și fac, drec, dar nu. Că din aia 2500 de mai oprește poliția, mai plătește o amendă, mai pățești nu știu ce necaz se mai întâmplă, nu știu ce pagubă mai ai pe acasă, nu știu ce probleme, și ajungi la concluzia că nu ai spor
Deci nu ai spor, fraților. Nu aveți spor. Așa că, cum să vă zic eu? Eu de când îl cunosc pe Dumnezeu, mulți spuneți că îl cunosc, știu eu, am eu credința mea. Nu e adevărat, vă zic eu. Pentru că e o amăgire. Dacă viața nu ți-o schimbi, inima nu ți-o schimbi, degeaba crezi în Dumnezeu dacă în ființa ta e același, cum e la mine, e același Mihai și nu se vede nicio schimbare. Da? Așa și cu asta. Degeaba zici tu că crezi în Dumnezeu dacă tu îi dai cu șprițul înainte, îi dai cu femeile înainte, îi dai cu ura înainte, îi dai cu bârfa înainte, îi dai cu ce să mai zicem? Mânii, tachinări în trafic și așa mai departe. Numai atunci îl putem cunoaște pe Dumnezeu, numai atunci ne putem schimba și atunci și Dumnezeu ne va ajuta și pe noi în serviciul ăsta. Să avem și noi o îmbunătățire în munca asta, să nu mai ne chinuim așa, cum e la Europa, nu? Care facem pe Europa aici. În loc să găsim un post bun, să fim și acasă, să fim și la servici, să câștigăm și un ban binecuvântat, că asta e important, să câștigi banul binecuvântat. Că dacă câștigi 2.000 sau 3.000 de euro și nu mai ai timp să te duci la biserică sau să citești cuvântul lui Dumnezeu, ăla nu-i bani cu binecuvântat. Ăla e de la diavol, ăla e de diavol. Ia mă de aici, mă, lasă. Lasă Biblia, mă, că ai timp la bătrânețe. Lasă-mă când ești la pensie, ai timp. Și când ești la pensie, mai vine cu altceva. Și uite așa, lasă-mă că mai încolo, mă, acum ai nepoți, mă, lasă-mă. Când ți-o veni nepoții, citești Biblia la nepoți. Dar până atunci, lasă-o că mai ai timp, doar ce abia ai 60 de ani. Păi până la 80 mai ai de trăit. Tot așa. Vin amăgirile astea. Deci nu ni se va schimba, dar în momentul când îl cauți pe Dumnezeu, vă zic eu că se va schimba viața. Viața se schimbă. Totul se schimbă. Banul cât de puțin ar fi dacă e binecuvântat la Dumnezeu, bă, are spor, nu știi de unde are. Dacă nu e binecuvântat, bă, îl bagi în buzunar și parcă îi spar buzunarul, nu mai iese. Dai pe aia, dai pe aia, n-are spor. Nu știu în ce, am citit eu în Vechiul Testament, este acolo, dar nu mai știu, la Ieremia, la Zaharia, la Isaia, nu mai știu unii. Spune ceva de binecuvântarea sporului casei, de... Bă, așa de frumos și mi s-a părut acolo, chiar mi-a vorbit Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit atunci. N-a fost spor, bă, a stat acasă, 4 luni, nu știu cât, 5 luni m-a ținut atunci acasă, nu a fost spor. Asta numai cu salariul pe țară. Ba, au fost nu știu ce, au mai intervenit. Ba, au mai făcut o pagubă. Ba, nu știu ce. Bă, și acum, slavă Domnului. E altfel, adică s-o cunoscut. Deci să cunoaște binecuvântarea. Să cunoaște binecuvântarea, că dacă mă duc înapoi și fac o comparație, la fel. Nu e o sumă, vai de mine. Cât? Am avut și eu cheltuiele aici. Ce-am trimis acasă, bineînțeles, nu mai pun și ce-am mai trimis acasă. Slavă Domnului! Și mai, nu mai tată, deci am ajuns la concluzia că degeaba stai pe unii, stai, te chinui, dacă nu e binecuvântare, nu aici, pe la cealaltă, cred că, da. Nu-i binecuvântat serviciu, nu-i binecuvântat banul, nu-i binecuvântată casa, n-ai niciun spor, poți să câștigi tu cât ai fi, nu ai spor. Deci de aia dacă nu citim cuvântul Domnului, cuvântul Domnului, eu nu zic, bă, pocăiește, du-te la nu știu ce religie, nu. Dar dacă faci după cuvântul Domnului, bă, mi-aduc ceva în minte, a, gata, mă. Am adus aminte. Unde sunt? Am mai fost aici. S-a făcut roșu, nici nu am plecat după loc, s-a făcut roșu. Băi, ești... Este ce Little Garden, da. Ia bag-te, mă.
ăștia, ne apodeam la ei loc, dacă nu mai dau o roată pe aici, acum frumos. Dar eram mai aproape de ei acolo ca să nu mai zic, da, ies bă, dacă este loc. Deci, parcarea. Văd dacă găsesc loc aici, dacă nu, mă duc. E plin aici de vagoane, de, no, de Dumnezeu. Nu avem niciun loc aici. Tragem. Hai că dăm roată. Aici e sens unic și trebuie să vin roată iar. Da, dragi prieteni, și cam așa stă. Vă zic eu dacă... Băi, și v-am zis și mă repet, eu nu pot să stau din gură, mă. Nu pot să stau din gură, pentru că eu șofer de tir, mulți care mă mai urmăresc, chiar dacă s-au mai lepădat cu canalul meu mulți. Dar, dau de gândit, bă, ia mă gândește, caută-l pe Dumnezeu dacă vrei să-ți meargă bine în casă, dacă vrei să-ți meargă bine în șoferie, să nu mai plătești pagube, să nu-ți mai întâmple accidente, să nu-ți mai întâmple multe altele, înțelegeți? Dar recalculează, că știu. Mă duc roată. Am zis că am loc acolo, dar... N-am loc. Și uite așa, dragi prieteni, ar trebui să facem noi, exact ca și cu pandemia. Noi, în loc să ne, să-L căutăm pe Dumnezeu, noi căutăm vaccin la pandemie. Noi, în loc să căutăm pe Dumnezeu, ne izolăm unul de altul. Da, păi da, eu că în februarie când ne-am cerut lui părintele, mă suna mama să-i bat părinte, na, avem Biblie la biserică, la biserica de la Uricheni, de la Neam. Dar ce-ți trebuie, tante Mariana, pe timpul ăsta Biblie? Ce-ți veni? Auzi vorbă și sfat la popă, că ce-ți veni? Dar vreau și eu Biblie, ce eu n-am voie să citesc o Biblie. Da, acum am tante Mariana, vai, cum? Auzi tu, părintele, părintele, fii atent, lupul îmbrăcat în blană de oaie, băi, fraților. Băi, ăsta nu-i slujitor a Domnului, el e din ăsta care vine la servici, cum vine fiecare la servici, pleacă acasă, a fi în slujba Domnului, apoi ești în slujba Domnului, mă, îți dărui viața pentru Dumnezeu, ești pentru El, în drum, oamenii rătăciți, nu... Ca doar să faci bani. Și când te întreabă omul de Biblie, tu îi spui că, da, ce-ți veni, mă, să citești Biblia acum? Nu? Eu tot mă spun. Dacă n-aveai barba aia, videai, bă, barba aia ta. Videai. Râzi, dar râzi, dar ce să-ți mai zic? Nu-ți mai zic nimica. Nu-ți mai zic. Râdiți, bă, că râsul-i pe tine. Și acum, în octombrie, noiembrie, a fost bolnav taică-mi și chipurile l-au depistat cu COVID-2. Și maică-mea l-a chemat pe părinte să-l... Pe aici, da. Să-l spovedească, să... Și... Părintele la fel, hai, tante Mariana, cheamă salvarea, lasă, nu vin eu acum să pot spovedesc. Păi, mă, ta, nu vezi ce e aici cu... Nu pot... Dar dacă te chema părinte la mormântare, făceai și tu un ban grămadă, nu? Păi vezi? Vezi? De-aia n-are ursul coadă. De-aia n-are ursul coadă. Păi, da, cum? Pe unii, mă, pe aici nu se intre, se intre pe partea aia la... Aici intrarea interzisă, vii pe partea aia la altă și te așezi pe aici. Bine, mă, dar ziceți voi. Uite, pe aici. Și cam asta-i, dragi prieteni, cu... Hai să parcăm și noi pe aici, pe undeva. Pe unde? Să băgăm și noi. Da, eu de băi, de... Și pe unde? A, și pe aia să intru cu... Da, nu, mă, eu de aici mă dau cu spatele. Mai dau eu de acolo, iar cu schinarea și tot așa.
știu, e